Fotbaliștii Petrolului și-au schimbat programul de astăzi pentru un gest deosebit. Gavrilă, Astafei și ceilalți jucători au fost prezenți la ceremonia de la stadionul Dinamo, unde și-au luat rămas bun de la fotbalistul camerunez Patrick Ekeng, decedat acum o săptămână la numai 26 de ani. Antrenorul Ionel Gane a fost de acord cu inițiativa jucătorilor și a mutat antrenamentul după amiază la Arena din Brazi. Pe lângă șansele de a prinde locul de baraj, jucătorii petroliști mai au de tras pentru un alt obiectiv. Ei trebuie să realizeze baremul de 15 puncte, obligatoriu pentru ca Petrolul să nu pornească cu penalizare din Liga a doua. După succesul cu CFR Cluj, unii jucători aveau impresia că au îndeplinit baremul și au scăpat de o grijă. Însă, conform regulamentului, cele 15 puncte trebuie realizate exclusiv în play-out. Cu 4 etape înaintea finalului de campionat, Petrolul mai are nevoie de 4 puncte pentru a-și îndeplini targetul. Interesant este că trupa antrenată de Gerry Gane are cele mai puține puncte de câștigat în comparație cu celelalte două echipe contracandidate la baraj, dar și la retrogradare. ACS Timișoara, ocupanta penultimului loc în play-out-ul Ligii 1, trebuie să mai adauge 8 puncte, în timp ce FC Voluntari, aflată pe loc de baraj, mai are nevoie de 7 puncte. Petrolul poate ajunge la Borna 15 și chiar să o depășească împotriva celor două grupări. Asta pentru că formația ploieșteană va avea meciuri directe cu ambele adversare. Luni la Ploiești înfruntă Timișoara, iar sâmbăta viitoare joacă la Voluntari. Dacă le câștigă pe ambele, iar celelalte pierd, Benga și cu echipierii părăsesc ultima poziție și se apropie la un punct de baraj cu două runde înaintea finalului de sezon.